suntem a doua zi când ne întâlnim online, normal, din păcate. Vom avea un coloviu, cum spuneam ieri, despre Alexandru Ioan Cuza și oamenii Măriei Sale, cu aplicare la opera lui Cogălicianu, opera lui politică și de reformator al Cogălicianu, care esențial am încercat noi să propunem, să reedităm o lucrare importantă pentru viața politică și socială în România, adică Dorința Partidei Naționale în Moldova, programul Revoluției Române din Moldova din martie 1848. Lucrarea a fost îngrijită și realizată de Mircea Platon. Este însoțită, are câteva texte însoțitoare semnate de Hurbuzache, Adexelopul, Dumitru Astuza, Gane, Sever Zota, Dumitru Onciu și Nicolae Iorga, care vorbesc toți despre Cogălicianu și importanța lui în cultura națională și mai ales în plan politic. Să nu uităm că Mihai Cogălicianu a editat Dacia Literară, prima revistă literară importantă de spațiu românesc, prin care a încercat în cele trei numere pe care reușesc să le publice până când a fost interzis, să aducă la un loc autorii români de la vremea respectivă, cum ar fi Alecu Rușu, Costache Negruții, Ilia de Rădulescu și alții. A avut un program în care a atenționat că nu traducțiunile fac o literatură, pentru că era moda în vremea cu pricina de a publica mereu traduceri și nu literatură originală. De asemenea, după ce a fost interzis revista Dacia Literară, a scos Propășia, care nici n-a avut o viață pe lungă, că a fost interzisă de guvernanți. A avut un rol foarte important în divanul ad hoc, care pregătea unirea principatelor. El a susținut și a reușit să impună ca Alexandru Ioan Cuza să fie ales ca domnitor pe 5 ianuarie în Moldova, la Iași, iar pe 24 ianuarie va fi ales și de cei din Țara Românească, la București, ca domnitor al principatelor. I-a fost prim-ministru, ministru de interne, alături de Alexandru Ioan Cuza. El a implementat, cum se spune astăzi, toate reformele importante de modernizare ale statului român, tânărului statului român. De asemenea, reforma agrară a impus-o alături de Cuza printr-o lovitură de stat, a desfințat practic Parlamentul ca să poată impune aplicarea reformei agrare. De asemenea, el a fost unul din fondatorii, să zicem, Partidului Național Liberal la 1875, încât pe eșicherul politic la vremea Cupricina au apărut două partide, Partidul Conservator și Partidul Liberal, care se schimbau periodic. Existau numai două partide, astăzi avem o ploaie de partide. Oricum, este, credem noi, binevenită apariția acestor volume, a volumului dedicat lui Cogălicianu, om al Măriei Sale, al lui Alexandru Ioan Cuza, deci partida, Dorințele Partidei Naționale în Moldova, volum grijit și realizat de Mircea Platon, redactorul șefului Acovării Militare. În ceea ce privește Dorințele Partidei Naționale a lui Cogălicianu, ea a fost salutată încă de la apariție în august 1848 ca fiind o expresie foarte complexă și mult mai bine nuanțată a programului, a ceea ce s-a numit Mișcarea Națională de la 1848. Dacă proclamația de la Islaza Muntenilor a fost, să zicem așa, mai mult un program revoluționar, Dorințele Partidei Naționale a lui Cogălnicianu, la care a lucrat probabil împreună și cu Constantin Hurmuzache și cu alți refugiați moldoveni din acea vreme în Bucovina, a constituit mai mult un program de construcție națională. Cartea, de asemenea, a fost raiuri editată, reeditată. În timpul regimului comunist nu prea se putea edita pentru că erau foarte multe lucruri legate de politica rusească în principatele române care nu ar fi convenit nici măcar în acel context în care totuși Nicolae Ceaușescu după 1968
avea uneori niște tonuri, niște tonalități antirusești în politica sa externă. Deci a rămas cumva necunoscut acest program al Mișcării Naționale a Românilor. Am ales să o edităm pentru că, după părerea noastră, a celor din redacție, ea constituie practic ADN-ul programului de linii naționale de la convorbiri literare. În foarte multe feluri, dorințele Partidei Naționale se regăsește în politicile culturale adoptate de generația de la 1848, desigur, dar și de generațiile succesive, cum a fost și generația junimistă. Am accentuat de foarte multe ori faptul că cei de la convorbire au abordat această linie de construcție a României moderne prin accentuarea continuităților. Și iată că descoperim încă de la Cugălnicianu și prin Cugălnicianu faptul în care chiar și convorbiriștii au preluat și pe Cugălnicianu și prin el această idee a continuităților culturale. Este foarte interesant și puțin subliniat faptul că Mihail Cugălnicianu în această lucrare, repet, care a fost studiată foarte mult după 1948 din prisma Revoluției de la 1848, de fapt el vorbește în această lucrare despre drepturile românilor dintr-o perspectivă liberal-conservatoare, asemănătoare în multe puncte cele a convorbiriștilor. În ce sens liberal-conservatoare? Adică încearcă și invocă revenirea la o veche constituție, la o rânduială organică a românilor din Moldova. Libertățile cerute de el nu sunt niște libertăți copiate din Occident abstracte, ci sunt reînvierea ceea ce el percepea a fi niște vechi libertăți, niște vechi drepturi, niște vechi principii de așezare a vieții românești în Moldova și chiar mai departe în Muntenia și chiar și în Transilvania și Bucovina pe care le pomenește, dar el vorbește desigur de Moldova. Este foarte interesant că și în privința rangurilor nobiliare, și în privința politicii externe și a independenței, și în privința așezării sociale, a drepturilor omului, am spune astăzi, a drepturilor individuale, el face apel la, fiind și istoric, face apel la precedente istorice, face apel la capitulațiile cu poarta, care sigur știm astăzi erau în foarte multe cazuri și în foarte multe privințe au fost cumva îmbrăcate, inventate, cumva accentuate în mod interesat de istorici români din acea vreme, face referire la toate instituțiile vechiului drept românesc. Este deci un manifest care își propune să dea libertate românilor, întorcându-se de fapt la instituțiile vechiului drept românesc și ale vieții românești organice, așa cum era ea. Din acest punct de vedere este deci o lucrare foarte interesantă pentru că arată că modernizarea românească încă de la începutul, încă de la Cugălnicianu, nu a fost legată de copierea servilă a unor modele occidentale, ci de recuperarea fondului românesc. În al doilea rând am editat această carte și pentru că am considerat că Mihail Cugălnicianu trebuie să rămână mai mult decât o stație de metro sau o statuie peste care trec porumbei sau privirile grăbite ale studenților, el fiind un om care până la urmă a dat românilor și României următoarele lucruri. A dat un program Revoluției de la 1848, a contribuit împreună cu alții, dar a fost când spun a dat, mă refer la faptul că a fost un lider, un mare om de stat în acele momente. Deci a dat un program Revoluției de la 1848, a dat Unirea cea mică, a dat proprietarea țăranilor, organizarea primului sistem școlar de masă în țările române. Nicu Gane spunea că le-a dat țăranilor români dreptul la pământ, pușcă și vot. A dat după aceea independența, a dat Dobrogea, pentru că el a fost poate unul dintre puținii oameni de stat, foarte puțini oameni de stat care au înțeles valoarea Dobrogei căpătată de statul român, de România mică de atunci, în urma conferinței de la Berlin. Și lucru uluitor, a murit săracul în timp ce încă scria cărți prin care căutau soluționare problemei chestiunii Dunării, pe care a soluționat-o de fapt de bea Carol al II-lea în timpul domniei sale la modul său autoritar. Deci practic a fost un om și a dat și universitățile României. Deci a fost un om care până la urmă s-a implicat în tot ceea ce a însemnat construcția culturală a României moderne. Și de aceea ar fi cazul să ne, nu doar să ne amintim de el la momente comemorative, ci să-i citim scrierile pentru că se pot citi cu foarte mult folos. În ceea ce privește dorințele Partidei Naționale la 1848, dincolo de, să zicem așa, linia
de politică națională internă, are o foarte interesantă abordare a politicii externe, el continuând în multe privințe politica tradițională, brâncovenească, putem să-i spunem astăzi, ceea ce Răzvan Teodorescu numea politica de apărare a statalității românești prin compromisul și printr-o diplomație foarte abilă. În acel context se vede foarte clar și putem observa și din corespondența sa cu Cea Rosetti și cu alți fruntași ai Mișcării Naționale Românești, modul în care Mihail Cugălnicianu, la acel moment, 1848, cetățean al unei țări foarte mici, neînsemnate, al unei, până la urmă, cum era considerată pe plan extern, unei provincii neînsemnate a Imperiului Otoman, știa să joace marile imperii unul împotriva altuia pentru a apăra drepturile românilor. Este, deci, din acest punct de vedere, o carte exemplară pe care poate că ar fi bine să o citească și oamenii politici români de astăzi. Tot pe în jurul lui Cogălicianu va interveni și Liviu Papuc, arătând legătura dintre Cogălicianu și Hurbuzache. Diversitatea preocupărilor lui Mihail Cogălicianu, însoțită de satisfacția ducerii până la capăt, cu succes, a celor mai multe inițiative, i-a făcut pe foarte mulți cercetători din vari domenii de activitate să se apropie cu aplicații de viața și opera înainte mergătorului nostru. Așa încât, ce s-ar mai putea spune acum? Decât doar să punctez, aici și acum, câteva elemente din colaborarea sa cu bucovineanul moldovenizat, Constantin Hurmuzachi, fratele mai mare al cunoscuților Eudoxiu, Gheorghe și Alexandru. Întâlnirea celor doi la Viena în 1834, pe când Cogălnicianu avea 17 ani doar, iar Hurmuzachi, student în drept, avea 23, nu are decât semnificația unei puneri în contact, ce avea să dea roade mai târziu, în 1840. Atunci când află de intenția lui Cogălnicianu de a scoate la lumină revista Dacia Literară, Hurmuzachi îi trimite din Basarabia colaborări, printre care și Gafița blestemată de părinți, a lui Constantin Stamati, scriitor necunoscut în Moldova de dincoace de Prut, însoțită și de o scurtă prezentare a manifestărilor literare ale autorului, cât și de relevarea unor caracteristici ale scrisului acestuia. Și am să citez. Cea mai de căpetenie însușire a poeziilor dumisale este naționalitatea lor. Muza domnului Stamati, fiind patriotică, iubește a culege sujeturile sale din istoria patriei și a cânta obiceiuri și întâmplări naționale. Și stilul domnului Stamati este național, căci ne arată ca într-o oglindă geniul și idiotismurile limbii noastre. Importante sunt și documentele copiate din arhivele de la Odessa, Chișinău și din Polonia, care îl fac pe Cogălnicianu să mărturisească într-o scrisoare. Citez, cetirea răvașului dumnilor voastre mi-au insuflat o nouă idee, adică proiectul unui jurnal menit numai pentru publicarea vechilor documente românești. Este vorba despre viitoarea publicație Arhiva Românească, în care găsim la loc de cinste și contribuțiile datorate bucovineanului, însoțite și acestea de descrieri și comentarii pertinente ale documentelor. Doar un exemplu, pe marginea manuscrisului Cuvânt de îngropare vechiului Ștefan Voievod, citez. I se cuvine cea mai mare lățire pentru că unește toate însușirile care se pot cere de la un necrolog. Cum că cuvântul acesta nu este product al unui scriitor nou, nu poate tăgădui nimeni. Dar a crede că se trage tocmai din vremea slăvitului Voievod, sau s-ar fi rostit chiar la îngroparea lui, nu mă pot îndupleca nici de cum. Mai ales că manuscriptul în care se află cuvântul acesta este scris de o singură mână și cuprinde multe lucruri noi. Nu este îndoială că se trage din Moldova și, după cum am aflat, din Mitropolie. Am încheiat citatul, dar continui cu Nicolae Iorga, care avea să scrie la un moment dat. Acestui frate al marelui adunător al izvoarelor străine privitoare la istoria noastră, acestui al doilea Hurmuzachi, al cărui rol în progresul studiilor istorice la români n-a fost niciodată recunoscut până acum, îi se datorește o bună parte a volumului. Și legat tot de momentul 40, să mai adăugăm și faptul că pe letopisețul lui Nicolae Costin, de la 1755, aflat la Biblioteca Academiei, s-a notat de mâna lui Cogălnicianu. Acest manuscript îmi este dăruit de prietenul meu Constantin Hurmuzachi din Bucovina în anul 1840.
Trecem peste momentul 1848, mult prea bătut de toată lumea, cu refugiul la Cernavca cu muzecheștilor, când iarăși contactele s-au întețit. Și mergem mai departe. Ideatica similară a preocupărilor culturale, cu accent pe istoria națională, îi aduce pe cei doi părtași în mai multe acțiuni convergente, atât în unele comisii, cât și în întreprinderi cu caracter particular. Să zicem aici despre așezământul pentru reorganizarea învățăturilor publice din 1850, aprobarea manualului de istoria lui August Trebun Laurian, editarea cronicului a romanului Moldovlahilor a lui Gheorghe Șincai, determinarea autenticității cronicii lui Huru și exemple pot continua. Până la alt moment important, acela care a avut de punct central divanul ad hoc, cu alegerile, cu dezbaterile, cu hotărârile luate și urmat de unirea pe care o știm cu toții. Constantin Hurmuzache a fost membru al Comitetului Central al Unirii, chiar dacă nimeni nu-l mai bagă în seamă, nu-l mai enumeră printre protagoniști, în pofida mărturiilor că partea legislativă a întreprinderii a căzut în spinarea sa. Noroc că mai există încă un tablou cu toți membrii Comitetului Unirii, unde îi găsim și chipul. Fără a insista, două momente ies în evidență prin relevanța lor. Declarația referitoare la unirea principatelor și cea referitoare la regimul gurilor Dunării. Îndeopște, Mihai Cogălnicianu este cel care emite cu autoritate calea de urmat pentru nația moldoveană, iar Hurmuzache, juristul de bază al perioadei, vine în completare cu argumente istorice, juridice și de altă natură, sprijinit fiind pe vasta cunoașterea problematicii, cu idei extrase și din bogata sa bibliotecă de peste 9.000 de volume, în care figurau la loc de cinste scrierile străinilor, atât teoretice cât și cu referire directă la situația principatelor române. Ca peste tot de altminteri, argumentația istorică strânsă, dezvoltarea logică a ideilor, claritatea expunerii, bogată informație, impresionează auditoriul și îl raliază propriul punct de vedere. Viața politică îi mână după aceea pe căi diferite, dar stima reciprocă și-o păstrează. Gându-ne un frumos exemplu, din care contemporanii noștri n-au știut, nu știu în continuare, să extragă esența interesului național care ar trebui să prevaleze în fața celui individual. O altă intervenție este a lui Dragoș Cozocaru, secretarul general de redacție la Covârâni Literare, care propune o dialog despre Gane și Cogălnicianu, despre Gane traducătorului, Dante și așa mai departe. Din volumul omagial pregătit de colegii mei de redacție de la Convorbiri Literare, mi-a atras atenția un text semnat de Nicolae Gane, de Nicu Gane, apărut într-un volum publicat în 1907 al maiorului Constantin Gheorghe Lupașcu, Pelerinaj la mormântul lui Mihail Cogălnicianu. Textul mi-a atras atenția din mai multe puncte de vedere. În primul rând e vorba de Nicu Gane, primul traducător al Infernului lui Dante și, sigur, un primar al Iașului, un junimist celebru. Pe de altă parte, mi-au atras atenția referințele la lumea naturii, metaforele pe care Gane le folosește și nu întâmplător, ci cu referințe la o tradiție ilustră. Iată cum își începe Gane discursul. Oamenii mari născuți în sânul unui popor sunt ca arborii urieși care, prin o fericită influență climaterică, se ridică deasupra pădurei și o domină. Și spune el mai departe, căci Cogălnicianu a fost un om extraordinar. Cu cât timpul trece, cu atât figura lui crește și, privită acum, din depărtare, prin oglinda amintirei, dânsa ia parcă proporțiile unei figuri supraumane. Spuneam că Nicu Gane a tradus Infernul lui Dante. Acolo este vorba de omagiul lui Dante în cântul al patrulea, adus de el, cel mai mare poet al lumii creștine, celul mai mare poet din lumea trecută, din antichitate, și anume Homer. Călătorii cei doi, Dante și Virgiliu, întâlnesc pe mari poeți în limb, cum spuneam, în cântul al patrulea, iar Virgiliu îl informează pe Dante în traducerea lui Nicu Gane. Privește-l pe acela
ce ca un împărat cu spada înaintează în fruntea celorlalți. Este vorba de Homer. Și Dante spune după câteva terțime: văzut am deci cum s-adună cea școală strălucită a celui ce e rege în limba măiestrită și mai presus lucește ca vulturul senin. Homer strălucește ca vulturul. Dante spune peste ceilalți ca o acvilă zboară. E acvila, simbolul împărăției, simbolul legiunilor romane, simbolul imperial, pasărea lui Jupiter, tradusă în română prin vultur. Și iată cum revenim la discursul lui Gane despre Cogălnicianu, în care Gane spune așa, spre sfârșitul speech-ului: acum, când suntem chemați să ne întoarcem cu gândul în neuitatele vremi trecute, pe când resuna glasul lui Cogălnicianu frumos ca o privighetoare, de i s-a dat meritatul nume de privighetoare a Moldovei, nu-i așa că de la sine, fără niciun gând precugetat, simțim deosebirea între starea noastră sufletească de atunci și cea de astăzi? Și revine el: dar, domnilor, corectând aici metafora aviară, trecând de la privighetoare la pasărea imperială, Cogălnicianu a fost mai mult decât o privighetoare, a fost un vultur, adevărat vultur al Moldovei în înțelesul cel falnic al cuvântului. Căci, pe lângă glasul lui fermecător, el reprezenta cultura, virilitatea, puterea de concepție, agerimea scânteietoare a minței, îmbrățișa larg, vedea de sus, poseda, într-un cuvânt, însușirile cu care este înzestrat numai geniu. El nu se zbătea în mlaștinele de jos. El nu a avut trebuința să-și puie pe casă un vultur de Ipsos, pentru ca lumea să-l asemene cu pasărea rege. El plana sus, pe înălțimi, și cu aripele lui protectoare s-a adumbrit ani de zile întreaga țară. Iată această corespondență, poate că nu întâmplătoare, de la Homer la Dante, de la Dante la Nicu Gane, de la Nicu Gane la Mihail Cogălnicianu și sperăm de la Mihail Cogălnicianu la generațiile pe care merită să facem un efort pentru a le forma în așa încât să îi urmeze exemplu. Închei cu încheierea lui Gane din discursul respectiv: să trăiască în veci memoria marelui patriot Mihail Cogălnicianu. Cu intervenția lui Dragoș Ojocoară, practic, noi am încheiat colocviu dedicat lui Ales, al lui Ancuza și oamenii Măriei Sale, special cu Gălnicianu. Vom asculta un scurt fragment de muzica a covorbirilor, muzica covorbiriștilor. Face parte dintr-o culege de cântece adunată de Iacob Negruții, care în anul care a trecut, la ediția 23, a fost susținută de un cor al operei din Iași. Acum dăm un fragment doar de muzica cu picioare, înainte de a trece la acordarea premiilor reviste Covorbirile, premiilor anuale ale revistei. Yeah.
acordat citire primul regulamentul de acordare a premiilor aluale ale revistei Covrigeare, regulament care de mai bine de două decenii este în funcțiune și nu a fost schimbat cu nimic. Anume, perioada 17 septembrie 2020, în cadrul zilei revistei Covrigeare, juriul format din Casia Maria Spiritul Președinte și Mircea Platon, Dragoș Hozucaru, Marius Chelaru, Antonio Patras, Liviu Papuc, membri, acordă premii anuale ale revistei după cum urmează. Premiul de debut, premiul pentru cărți și autori de poezie, pentru cărți și autori de proză, pentru cărți și autori de teatru, pentru cărți și autori de critică, pentru cărți și autori de eseu, pentru promovarea literaturii române în alte spații culturale, inclusiv prin traducere de calitate. Premii de excelență, premii opera omului. Un autor nu poate primi decât o singură dată în viață premiul revistei Convorbiri Literare, indiferent la ce secțiune a fost premiat. Nu poate fi laureat în anul următor și la alte secțiuni. Excepție face premiul opera omului, care poate fi acordat unui autor care a mai fost premiat la una din secțiunile menționate. În funcție de concluzia la care va ajunge juriul, pot fi secțiuni la care nu se vor acorda premii, fiind transferate la alte secțiuni. Același juriu acordă și premiul național Iacob Negruțe pentru cea mai bună revistă literară și premiul național Titu Băiescu pentru critică literară. Acesta este regulamentul de acordare a premiilor și primul premiu care, cum e de așteptat, primul premiu este pentru debut, se acordă unui tânăr poet despre care de altfel s-a scris în comunitate, Geo Durea l-a scris foarte aplicat despre el, este și un poet foarte bun, Vlad Sibechi pentru Meditațiile bătrânului despre libertate. Revista Convorbiri Literare a fost mereu un etalon în peisajul literar românesc, atât din punct de vedere al încărcăturii istorice, cât și din acela al rigorii axiologice care o patronează, reușind cu fiecare număr să sintetizeze discursurile din interiorul culturii române, să provoace un dialog, uneori chiar cu inerentele nuanțe polemice, între vocile canonice și cele tinere. Sigur, visul multor scriitori a fost și este acela de a publica în paginile revistei. O cronică sau un premiu din partea Convorbirilor pot propulsa notorietatea unui scriitor sau pot cu ușurință impune o idee sau o direcție literară. Mă onorează faptul că volumul meu de poezie, Meditațiile bătrânului despre libertate, a primit premiul de debut. Le mulțumesc din suflet tuturor organizatorilor și tuturor celor din colectivul de redacție și asigur că le voi rămâne un cititor fidel. În acest an, premiul pentru poezie se acordă poetului Constantin Hrehor, sucevean, un poet 85, un poet foarte bun și mă bucur că avem o șansă să-i acordăm premiul pentru poezie. Un premiu, dacă nu întotdeauna confirmă, de fiecare dată obligă. Și nu ar obliga dacă ar veni dintr-un cătun. Dar când revista Convorbiri Literare este un monument al junimii, care a transformat istoria în cultură și cultura în istorie, cu atât mai mult obligă. Și apoi, când poezia îți trimite o distincție, ce ai vrea mai mult decât bucuria de a te simți luat în brațe de literatura însăși. Vă sunt îndatorat, spor bun Convorbirilor Literare, și pentru voi, prietenii mei, condeierii de la Iași, o dorință pe care o adresez, să vă sporiți cărțile și să vă înmulțiți prietenia. Pentru proză, în acest an, premiul a fost acordat lui Nicolae Iliescu, tot 80-ist, prozător cu o bogată activitate literară și publicist în același timp, trăitor în București. De bucur că am avut onoarea de a acorda acest premiu.
Trăim vremuri de claustrare, de pandemie, așa cum știm cu toții, de vremuri de întoarcere spre noi, spre singurătatea din fiecare dintre noi. Trebuie să mulțumesc enorm, monstruos, dacă e să zicem astfel după Caragiale, redacției Convorbirilor Literare pentru primul primit. Am mai spus deseori, am folosit cuvântul Florența și îl lipesc acum de Iași, ca primă capitală culturală și poate cea mai interesantă, cea mai puternică din cultura română. De acolo pornește limba română, pornește frumusețea cerului literaturii noastre. Dincolo de metaforă, dincolo de cuvintele puține și poate ne la locul lor pe care le adun aici, le însăilez aici, trebuie să ne exprim bucuria pentru acest premiu, pentru prietenia care ne leagă de Convorbiri Literare, cea mai serioasă revistă din literatura română. Și, ce să vă spun, doresc să-mi fac a doua reședință, reședința secundară în Convorbiri Literare. Noi, pe lângă premiile clasice, proză, poezie și toate, dăm și premii cu numele celor care au fost parte a Convorbirii Literare. Premiul Alexandru Țigaia Samorcaș, unul din directorii revistei Convorbirii Literare, pentru istoria mentalităților se acordă domnul Mihai Gheorghiu. Vă mulțumesc foarte mult pentru onoarea făcută de a-mi acorda premiul Alexandru Țigara Samurcaș pentru istoria mentalităților. E o veste onorantă, o veste care vine să încununeze efortul de scriere al cărții, reversul istoriei, al cărții despre Mircea Eliade. Și e un imens prilej de bucurie ca acest efort să fie încununat de Convorbiri Literare, de o revistă atât de prestigioasă, de o revistă care înseamnă practic începutul și întreg parcursul culturii române moderne. Cu părere de rău că nu ne putem vedea față către față în acest an la sărbătoarea zilelor Convorbirilor Literare. Ar fi fost un prilej extraordinar de întâlnire și emoționant totodată. Exprim speranța că ne vom revedea anul viitor, la viitoarea ediție a Convorbirilor, a zilelor Convorbirilor Literare, și îmi au rămas bun, mulțumind încă o dată întregii echipe de la Convorbiri Literare pentru imensul și binefăcătorul efort de a întreține, de a continua flacăra Convorbirilor Literare în cultura română. Premiul I.E. Torouțiu pentru studii culturale se acordă lui George Achim, maramureșanul George Achim, și poet și publicist în același timp. Onorate domnule director, onorate domnule redactor șef, distinși și precinți prieteni de la Convorbiri Literare, vă exprim toată gratitudinea mea și sunt profund emoționat de semnul de apreciere pe care ați binevoit a mi-l arăta prin acordarea acestui premiu. El mă emoționează și mă bucură deopotrivă, mai întâi pentru că vine de la Convorbiri Literare, care înseamnă nu numai aureola de prestigiu și de autoritate a trecutului, de repere fundamentale și de ideologii fondatoare în cultura română, dar și cu prezenta serie a revistei și a eminentului grup redacțional care o alcătuiește, oferindu-i cu talent și inteligență marca pregnantă de specificitate, ea înseamnă așadar și asumarea unui dialog intelectual cu propriul său portofoliu istoric de idei, de ideologii culturale sau de formule estetice. Convorbiriștii de azi au cuprindere intelectuală vastă,
spirit critic de sorginte mareșciană, libertatea de cuget care exclude clișeul sau dogmele zilei și nu în ultimul rând conștiința unui spirit identitar propriu, individual sau colectiv, care le permite să se înfățișeze într-o formulă de modernitate contemporană integratoare, dialogând cu tradiția și nu repudiind-o, incorporând organic un catehism al specificității proprii față de care cultura română nu poate fi cu adevărat înțeles. Ceea ce fac oamenii convorbirilor care binemeritează prețuirea și afecțiunea noastră este o necesară și salutară propedeutică națională și culturală. Împrospătează acolo unde s-a așezat praful uitării vinovate sau al indiferenței uniformizante, dezocultează acolo unde a fost pusă eticheta judecății pripite, privilegiază organicitatea, iar nu ruptura în aprecierea devenirii culturii române și a specificului național. Sunt puține publicații culturale de la noi care au o direcție. Ei bine, Convorbiri Literare are una pe care o profesează la nivel de excelență în linia strălucitei sale eredități intelectuale, un spațiu de relativă libertate, reconfortant printre atâtea alte perimetre tot mai opacizate de conformisme ori de obedienze. Găsesc în prietenii de la Convorbiri Literare spirite afine și rezonante, iar pentru gestul lor de apreciere la adresa cărții mele le adresez o îndatorată reverență. Cartea aceasta, Sita de Ceară, istorii din istoria unui ținut transilvan, născută dintr-un joc și dintr-un exercițiu de nostalgie al meu, pentru că altminteri eu mă ocup de literatură, iar nu de etnologie sau antropologie, este o mărturie despre lumea de altă dată, exact cu aceeași conotație ca minunata carte a lui Zweig, o lume a normalității, aș spune o lume care funcționează organic și firesc, adică în tiparele ei naturale, morale, creștine și naționale, în care viața se derulează după ritmurile naturii și după legile omeniei, fără alte suprareglementări decât cerul înstelat și legea morală. O lume mozaic de areal central european de la marginea câmpiei de vest, în care se regăsesc ca într-un creuzet multietnic români, șvabi, unguri, ruteni, evrei, șangăi și alții. O lume sub semnul istoriei instabile, nu lipsită de drame în prima jumătate a secolului trecut, dar care are încă sentimentul rădăcinilor, a apartenenței la solul natal, a haimatului protector, unde se revine chiar și după experiențele atroce ale deportării, de pildă. Are conștiința unui sens activ și creștin al vieții, potrivit cu firea neamului, fără a contraria în niciun fel pe celălalt, pe vecinul de alături care se înțelege, are și el legea lui. Un model al organicității naturale, a viețuirii, atât de perturbat astăzi peste tot în lume, ceea ce îl face să pară neverosimil de îndepărtat. Am lucrat cu multă plăcere și uneori cu emoție frisonantă la această carte, care este și document, și remember, și poate, mi-ar plăcea să cred, și un necesar memento. Vă mulțumesc respectuos, distinși domni și dragi prieteni de la revista Convorbiri Literare, și rămân al dumneavoastră devotat, George Achie. În acest an avem și un premiu care se acordă post-mortem, pentru că cel care ia premiu trebuia să vină în aprilie și a dat acordul, bine, va fi prezent la zile Convorbiri, între timp a apărut pandemia și între timp Dumnezeu l-a chemat la cele veșnice și noi premiul îl acordăm post-mortem. Este primul Adex Xenopol, cel care a fost comemorat zilele astea, pentru istorie, și anume celui care a fost Mihail Dumitru Sturza. Avem și încă un premiu cu care poate numele Al Filipide, lingvistul, cunoscutul lingvist Al Filipide, pentru contribuții la lingvistica românească, se acordă domnului Alexandru Grafton. Mulțumesc redacției revistei Convorbiri Literare pentru premiul cu care mă onorează. Pe de o parte, este bine cunoscută în alta competență și
marea responsabilitate pe care o manifestă redactorii revistei. Deci am toate motivele să cred că premiul acesta a fost acordat după o îndelungată chipzuință. Pe de altă parte, numele în sine al premiului care mi-a fost acordat, Alexandru Filipide, este teribil de onorant, mai ales pentru un lingvist diacronist, având în vedere că Alexandru Filipide este nu numai părintele lingvisticii eșene, dar și unul dintre, poate cel mai important, dintre pilonii lingvisticii românești. Din aceste motive, precum și din motive care țin de relația mea cu mulți dintre membrii redacției Covorbirilor Literare, vă mulțumesc! Primul de ședință în acest an a revenit domnul Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, pentru opera așa istorică foarte importantă. Ne bucur că a acceptat să primească acest premiu. Vreau să mulțumesc din suflet Uniunii Scriitorilor din România, filiala Iași, și revistei Convorbiri Literare pentru onoarea pe care mi-au făcut-o prin acordarea acestui premiu. Mi-ar fi plăcut să fiu față în față cu dumneavoastră, să schimbăm impresii, să ne privim în ochi unii pe alții și să putem fi apropiați ca de la suflet la suflet. Nădăjduiesc că și pe această cale mediată vom face acest lucru. Revista Convorbiri Literare a intrat într-o tradiție a culturii românești majore de multă vreme și faptul că în acest an, în condiții speciale, în situația limită în care ne aflăm, a găsit cu cale să ne poată aminti de Eminescu, de Xenopol, de Alexandru Cuza și de Mihail Cogălnicianul, faptul acesta arată cât de mult este ancorată în marea cultură românească și cât de mult încearcă să-i facă pe români conștienți de acest lucru. Gândul nostru se îndreaptă către toți acești antecesori care au construit România, care între timp au fost acuzați în parte că n-au fost corecți din punct de vedere politic, fiindcă au fost analizați după anumite seturi de valori de astăzi, ca și cum ei ar fi putut să prevadă ceea ce s-a întâmplat, ceea ce se va întâmpla. Mă bucur tare mult că marii intelectuali ieșeni îi consideră în continuare părinții ai culturii românești pe aceștia, între care se află și un mare istoric, istoricul Alexandru de Xenopol, care a dat prima sinteză modernă de istorie a românilor în cultura noastră. Opera Omnia a revenit la ediția 24, domnul Mihai Zalfir, critic, romancier, foarte mult prozator, publicist, prieten al revistei Convorbiri Literare. Dragi ieșeni și dragi prieteni ai Convorbirilor Literare, se spune că veștile proaste circulă foarte repede și că se propagă în viteză neobișnuită. Pe când celelalte, mai puțin. Un exemplu că adagiile nu sunt întotdeauna adevărate este și situația de față. Cele câteva cuvinte pe care le-o să rostesc acum, în fața unui public ieșan, sunt datorate intenției Convorbirilor Literare de a-mi oferi un premiu și de a spune eu câteva cuvinte cu acest prilej, adică de a manifesta reacția. Vreau să vă spun că sunt legat de Iași prin mii de fire. Unele vizibile, altele mai ascunse, dar care se înnoadă între ele într-un mod inextricabil. Cum se face relația dintre un om și un oraș? Sigur că întâmplarea joacă un rol important. Nu decidem noi unde și când ne naștem. Cu tot o altă instanță decide asta. Dar întâmplarea nu e până la urmă decisivă. Relația dintre un oraș și un om înseamnă relația dintre acel om și oamenii din oraș,
relația cu instituțiile proprii locului, cu monumente arhitecturale, cu clădirile specifice, dar chiar cu peisajul strict geografic, cu peisajul propriu zis, cu aerul pe care oamenii respiră în acel oraș. Din toate aceste puncte de vedere, iubirea mea pentru Iași a însemnat un clasic coup de foudre, dar urmat însă de un incendiu devastator și prelungit, care durează până azi. Soția mea este eșancă. Prin ea m-am îmbogățit cu o întreagă familie eșană adoptivă, care a contat însă mai mult pentru mine decât familia mea de sânge. Am publicat la Convorbiri Literare încă de acum cam o jumătate de secol, când erau cu totul altele convorbirile. Dar eu am publicat. Iar cea mai recentă contribuție a mea se găsește în numărul 4 pe acest an al aceleiași reviste Convorbiri Literare. Am avut onoarea să fiu invitat mai mulți ani la rând să simt cursul la Facultatea de Litere a Universității Alexandru Ioan Cuza. După cum mă pot lăuda că n-am ratat aproape nicio sesiune Eminescu din luna mai, când profesorul Irimia făcea din orașul Iași un fel de punct central al culturii române din acel moment. Cel mai frumos teatru românesc în care am călcat până acum este Teatrul Național din Iași. Privilegiul de a ține o prelegere, prelegere în variantă junimistă, în Casa Pogor, îl consider până astăzi drept unul dintre marile privilegii de care am beneficiat. În fine, editura de care mi-au legat numele în ultimele 3 decenii, sau de care și-a legat editura numele, asta rămâne ca posteritatea să decidă, este o editură eșană, minunată editură Polirom, așa încât volumele semnal ale cărților mele apar de fiecare dată în acest oraș, în Iași. E destul? Aș putea adăuga și alte argumente de iubire, dar ar însemna să cobor prea adânc în propria mea intimitate. Nu încape însă îndoială că, în aceste condiții, oricare semn de apreciere venind de la Iași valorează pentru mine mult mai mult decât un semn venit din altă parte, din alt oraș sau din altă țară. Faptul că ar urma să primesc un prețios semnal de la literații ieșeni, adică de la colegii mei ieșeni, de la cei care trăiesc în orașul pe care eu îl iubesc și care se ocupă de același lucru de care mă ocup eu, transformă ziua de azi într-o zi festivă, într-o zi pentru mine însemnată cu roșu în calendar. Anul 2020 s-a ilustrat până acum mai ales prin zile triste și prin zile nefericite. De aceea, de fiecare dată când apare o lumină, trebuie să ne bucurăm. De fiecare dată când se menține o tradiție culturală fericită, să ne bucurăm. Acum urmează de cele două premii naționale. Premiul Iacob Neguțe pentru cea mai bună reviste literară la acest an revine revistei Memoria, de recapitulat că în 2017 revista Familia, reviste cu doi ani mai bătrâni din Convorbiri Literare, a primit premiul pentru cea mai bună revistă, premiul Iacob Neguțe. De asemenea, Literatura și Arta, ea Chișinău, a primit în 2018, în 2019, revista care a primit premiul Iacob Neguțe a fost revista România Literară. Iată că la acest an premiul merge către revista Memoria, Memoria față de evenimentele triste pe care a trecut România, evenimentele tragice ale perioadei comuniste. În Memoria aflăm ceea ce s-a întâmplat în lagărul concentrațional, în închisorile comuniste. Sunt amintiri extrem de dureroase. Iar revista Memoria are o constantă preocupare de a
aducem în atenția noastră aceste clipe dureroase. Directorul revistei este în prezent domnul Nicolae Constantinescu, care primește acest premiu în numele revistei Memorie. Premiul pe care mi l-ați acordat, Premiul Național Iacob Neguții, acordat anul acesta revistei Memoria, considerată de domniile voastre de cea mai bună revistă de cultură, mă onorează. Mă onorează în calitate de președinte al Fundației și al revistei Memoria. Dar este totodată o minunată răsplată postumă pentru Banu Rădulescu și pentru Micaela Ghițescu, predecesorii mei. Faptul că dumneavoastră, jurul revistei Convorbiri Literare veche de 153 de ani, cu rădăcini adânci în istoria culturii noastre, începând cu 1 martie 1867, ați decis să acordați revistei noastre premiu care poartă numele unuia dintre întemeitorii și conducătorii revistei ieșene, nouă, care nu avem decât 30 de ani, constituie, 30 de ani de la apariție, constituie pentru conducerea revistei și pentru mine o inestimabilă recunoaștere a unei munci grele, dureroase pe alocuri, nerecunoscută și, în consecință, nesusținută de autoritățile care s-au perindat în țara noastră din 1990 încoace. Aș vrea să fac o paralelă între vorbele pe care le-am auzit în 1959, deci vedeți cu câți ani înainte, în amfiteatrul Facultății de Medicină, și situația actuală a cunoașterii și mai ales a recunoașterii crimelor făcute de conducătorii comuniști asupra poporului român. Atunci, în 1959, în luna septembrie, l-am auzit pe Wilhelm Kolff, unul dintre inventatorii rinichiului artificial, pentru care a și primit premiul Nobel, spunând: în 1935, când mi-am început cercetările pentru dializa extrarenală, mi-am amintit de cuvintele scrise pe cortul lui Wilhelm de Orania, cunoscut și sub numele de Wilhelm Taciturnu, conducătorul revoltei olandezilor contra spaniolilor. Nu e nevoie de speranță ca să lucrezi și nici de succes ca să perseverezi. Și după 80 de ani, în 1648, iată că Olanda și-a căpătat independența, fiindcă, de fapt, speranța se transformase în credință, în drzenie și în perseverență. Și-au învins. Revista Memorie este o tribună a celor nedreptățiți în perioada comunistă și, odată cu creșterea numărului celor care vor arăta suferințele îndurate, va crește și se va dezvolta și la generația tânără rezistența la comunism, rezistența la dictatură, rezistența la corupție și la imoralitate, rezistența la acceptarea unor inculți în posturi de decizie sau a unor neaveniți puși, așa cum se spune, în capul trebii. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc încă o dată cu plecăciune. Și acum, din punctul nostru de vedere, cel mai important premiu, mă refer la Premiul Național pentru Critică, premiul Titu Maiorescu, Titu Maiorescu știe foarte bine cine a fost, se acordă în acest an universitarului, criticului și poetului Ion Pop, de la Cluj. Recapitulăm, în 2017 premiul Titu Maiorescu l-a primit Nicolae Maiorescu, în 2018 Eugen Simion. În anul care a trecut, premiantul pentru critică, Titu Maiorescu, Premiul Național de Critică Titu Maiorescu, l-a primit Gheorghe Gurgu. Iată că acum redacția, cu jurul redacției Convorbiri Literare, acordă acest Premiu Național Titu Maiorescu lui Ion Pop, domnul Ion Pop de la Cluj,
critic, poet, universitar. Faptul că mi se acordă acum Premiul Național pentru Critică Titu Maiorescu este o mare onoare pentru mine și mă simt dator să mulțumesc membrilor juriului care a avut această opțiune. Ea are o rezonanță în plus, fiindcă se manifestă într-un moment special când se aniversează 180 de ani de la nașterea marului mentor junimist și sub egida unei reviste precum Convorbiri Literare, publicație de înalt prestigiu, cu un trecut impunător și cu o acțiune fertilă, exemplară până astăzi, când oameni de talent și luminoasă formație intelectuală îi continuă înaintarea în timp, cu o exigență exemplară și o mare responsabilitate pentru sporirea valorilor culturii românești. La acest an, în decembrie, actuala serie va primi 25 de ani și vrem să marcăm cu siguranță acest moment, 25 de ani de când diriguiesc revista Convorbiri Literare. În decembrie va fi numărul 300. În decembrie a fost numit, ales la conducerea revistei Convorbiri Literare. Și vom încerca la ediția 25 să sărbătorim acest moment, cei 25 de ani din actuala serie. Sperăm că va fi o ediție față către față, nu una ca în acest an, fără prezența prietenilor noștri, a colaboratorilor noștri dragi, la zilele revistei Convorbiri Literare. Vă doresc sănătate!